Practic, aici, da? Dumneavoastră, când ați învățat la poliție, ca să mă introduceți în zona administrativă, trebuie să mergeți, îmi spuneți că n-am voie să... Nu aveți voi cu aparatul de jurizdicție și... Conform ce? H-5-5-5. Ce articol? Uitați. Ce? Nu, nu uitați, nu, că nu trebuie să știi pe deasupra dumneata. Ce articol? Eu mă supun, atenție, eu mă supun acelui hotărâri, da? 585, da? Da. Bănuiesc 105, 100, 334, bănuiesc articolul ăsta, că dumneata pentru dumneata vă lipsă. Acum pot să vă invoc și eu acel articol? 585 ăla? Ăla, am înțeles, dar pot să-l invoc și eu? Îl invoc și eu. Dumneata mi l-a invocat, eu să mă supun să nu intru cu înregistrări, da? Că mă introduci într-o zonă, ce clasă? 1 sau 2? Zona administrativă. Care? Clasă 1 sau 2? Care este? Ce clasă ai dumneata acolo, zona administrativă? Că sunt în clasă. Clasă 1 și 2. Care? Zona unde se interzice accesul fu. Am înțeles, dar că este clasă care clasă? Ce clasă? Clasă 1 sau 2? Ca să știu cum facem. Da. Important că nu aveți La dumneata e important, dar nu știi să spui. Eu nu pot să intru pentru că dumneata, eu ți invoc acum hotărârea 585, articolul 113. Deci dumneata nu vrei să... Intru, le las... Unde deci, am mașină. Data trecută ați intrat la colegă. Da? Le-am oprit, am scos telefonul, acum tot. Dar lucru, vă rog, articolul 113, cum dumneata mi-ai spus ale, mă supun, dar eu ți invoc ca să intru în acea... Nu, Geană, haideți vă rog frumos. Până dumneata mi-i încalci drepturile. Crede-mă că mi-i încalci drepturile. Ce trebuie vă încalci? Păi, legea, hotărârea 585, articolul 113. Citește-l, doamne, ce spune. Eu, ți-am dat actul de identitate. Fă-mi intrare, fă-mi bonul la provizor de a intra într-o zonă administrativă. Cum mă bagi așa acolo, aiurea? Cine sunt eu? Sunt angajatul meu aici ca să mă bagi acolo? Mă bagi în baza unui permis provizoriu. Așa spune acolo în hotărârea. Că dacă tot ați enunțat-o, 360 pentru dumneata, o să-l înveți mai bine. Deci, domnul, ca să-mi iei o declarație. Ați fost trimitat și la secția Valea Călugărească. Ce, domnule, ce faceți? La Valea Călugărească ați primit vreun bon de ordine sau mai știu ceva? Ce treabă ai, domnule, că de unde și ce ai făcut acolo? Ai încălcat și dumneata liniile alea continuă? Nu, am încălcat. Dar le încalcă colegii. Nu știu, eu tot ce deci, eu intru. Dar faceți-mi permisul de intrare. Provizoriu. Că așa spune hotărârea 585. Deținem așa ceva. Nu dețineți. A, deci mă deposedați, da? De asta, da? Dar ce fac eu cu ele? Le închideți așa. Și le rămân la asta dumneavoastră. Deci, nu, deci odată, nu aplicați articolul 113 să-mi faceți acel permis că nu dețineți, da? Ca să știu. Deci nu dețineți, da? Mă introduceți în zona administrativă și eu intru, da? Adică și opresc telefoanele. Opriți la mijloacele tehnice care le aveți. Rugămintea mea, schimbați drapelul, da? Cu toaleta aia, dacă după ce termin aici, mă duc la toaletă, îmi fac nevoile și vin să mă spăl pe mâini. Da, să vă aveți unde să vă. Unde? În curte la om acolo? Nu, nu vreau. Bine. Bine. O să oprim filmare. Să încercăm că nu l-am filmat. Domnul Petre! Nu! Haideți că nu. Deci, pe cuvântul meu. Deci vă mai întreb o dată. Dacă depun plângere la dumneata, eu ca cetățean, depun plângere împotriva a două persoane angajate la primărie. Da. Da. Și vin la poliție. La un post de poliție am văzut că aveți sală, deci jos pălăria. Că aveți toaletă în fundul curții la țațămița și că draperurile sunt greșite, nu știu. Și dacă aveți dosar de analiză de risc, nu știu. Dar o să pun întrebarea. Îmi dau foc la pălărie? V-am întrebat. Vă mai întreb o dată. Depuneți plângere dacă vreți și după aia vedeți dacă vă dați foc. Adică, nu știu, că dumneavoastră i-a zis unui cetățean acum o oră chestia asta. Da. I-a spus că dacă depune, își dă foc la pălărie. Ce a însemnat acel cuvânt? Eu știu că nu a zis așa, dacă dumneavoastră aveți. N-a zis. Eu acum am venit a doua oară. Și în continuu ne mințiți, da? Pe cum să mai am eu încredere în dumneata ca polițist cu jurământ? E părerea dumneavoastră. Nu știu, ați făcut școală la Câmpina a 2 ani sau un an? 3 luni, un curs. A, un curs? Da, un curs, da. A, deci un curs. Uite, domnule, așa arată poliția și din cauza dumitale, eu nu contest chestia asta, dar din cauza dumitale, noi ne temem. Pentru că dumneata ne spui că dacă depunem plângeri, ne dăm foc la pălărie. Nu temeți de mine, de ce ați mai venit la mine? Am venit la poliție, n-am venit la dumneata acasă. Eu sunt la poliție. Păi la poliție. Și te-am găsit pe dumneata. Numai dumneata ești aici? M-a sunat în prealabil. A, astăzi ești, dar mâine, de exemplu, mai e altcineva. Tot eu sunt, da. Tot dumneata? Da, tot eu sunt. Și mâine și poimâine, adică da. Să fii tot timpul? Da. Și duminică și dumneata ne liber. Conform legii am și eu liber. Domnule, când poți să vin când nu ai liber dumneata? Să vin când am dat bambră de peste dumneata? Când să vin nu să nu? Nu pot să vă zic asta. Deci dacă vin 20 de zile la rând, deci dacă... Ce este? Este secret de
Am înțeles. Dar dacă vin 20 de zile la rând, a doua și una de zi, ești liber, adică să e nu... E posibil să fiu. Și zice că nu vreau să depun cu dumneata, că dumneata... Am văzut că ai abordat-o și pe fata mea și o tachinez, o, nu știu. Aveți posibilitatea. Să depun plângere la cei. Să depuneți. Împotriva dumitale. Nu, să depuneți la alt coleg dacă nu vreți. Da. Sau e-mail. Sau la secția Valea Călugărească. Sau la e-mail, sau pe e-mail. Poliția Municipiului Ploiești. Care? Sau pe e-mail. Pe ce adresă are e-mailul poliția de la Ploiești? Găsiți la voastră. Aha, aha. Da, dar nu-i frumos ca polițist de ontologia profesională să spuneți unui cetățean că dacă depune... Care părere? Nu înțelegi dumneata că cetățeanul ăla mi-a spus că dumneata, aici, înăuntru, aici, aici, aici pe holul ăsta. Cetățeanul e liber să spună orice. Dar n-are o dovadă. Și dacă are o dovadă? Dacă are dovadă... Ce facem? Dacă are o dovadă? Cine suportă? El? Suportăm. De ce? El de ce să suporte? De ce suportăm? Am inclus și eu, și dumnealui, și dumneata. Păi eu și el... Se supune legilor din am înțeles, dar de ce noi... De ce noi să ne suportăm consecințelor? Că ce? Că eu vin la poliție să depun o plângere, da? Și polițistul îmi spune, nu, polițistul îmi spune că dacă depun plângere împotriva la acele persoane angajate de la primărie, îmi dau foc la baliză. Sau la... Treaba asta? Lui cetățeanul, restul. Cetățeanul care a fost, da. Dom'le, hotărârea spune că te apără pe dumneata. Că ne deposedezi de înregistrare. Dar uite, ia uitați și din alea bilețele aveți cu telefoane. Sunteți obsedați ca să nu fiți înregistrați. Că dacă era o cameră aici pusă, dumneata nu mai spune și nu mai recunoște. Dar atenție, dumneata e depus un jurământ. Dar apelul ăla nu mai reprezintă nimic pentru dumneata. Că minți, odată și religia sau creștin, dacă ești nu știu ce așa, nu părerea mea, domnule. Eu știu ce mi-a spus omul ăla și omul am încredere, da? Când dumneata te afli aici, eu pot să folosesc telefonul, da? Pot să-l folosesc telefonul aici, da? Vreți să vin acolo? Da, veniți aici. Nu mă deranjează. Păi știu că nu vă deranjează, da? Eu n-am intrat. Deci, domnule, dacă era pocorete, dacă spuneai, domnule, am zis o prostie. Am zis să purtăm. Nu, domnule, dacă spuneai. O discuție civilizată, să tinere, luați loc, dacă dumneavoastră tinere, nu ați vrut să nu intrați. Tinere, nu-ți spunea decât m-am întors a doua oră. Dacă îmi spuneai, păi, am zis o prostie, m-a scăpat, da? Crede-mă că mă opream. M-am întors. A doua oară, da? Și ai continuat. Și ai continuat. Bine, omule, când erai omul ăla, l-am pus, i-am dat eu echipament, da? Foarte și bine. Te auzi clar când spuneai că își dă foc la valiză. Foarte bine. Tot mai minți? Foarte bine. Deci tot minți. Deci nu vrei să fii să... Omule, sunt înciorani. Știi că sunt înciorani, da? Mai pot ajuta cu alte probleme? Deci nu vrei șansele ca să ne dăm șansele, adică să... Problemă? Adică vrei să mergem în așa fel încât să mergem ajuta pe legal. Adică consider că trăiesc într-un stat mafiot. Cum, domnule, noi venim la poliție să ne sprijiniți. Vă mai pot ajuta cu altceva? 23, 2, 1, 7. Numai, că nu mai depun, că mi-e frică acum dacă... Nu știu. Analiză de risc cum? Unde-ți, domnule, că n-aveți nimic... Asta, cum le-ați luat analiză de risc la asta? Că n-aveți nimica. Hoțul vine, poate să vă fure. Lăsați, domnule, minciunile astea. Nu mai mințiți că sunteți polițiști, dar probabil că o aveți. Că aveți analiză de risc. Adică la țață mița în fundul curții. Ce? Așa? Vedeți dacă avem. Da, o să mă interesez, o să pun... Poți să mă duc și eu la toaletă? Cer, vă rog. Cum, domnule, aici vă faceți nevoile? Nu, serios. Aici vă faceți nevoile? Da, nu, nici am făcut la... Dar nu e o rușine asta. Păi, omule, nu că e o rușine, dar e o rușine. Cum de să ce? Nu? Pe alea pare decent. E decent? Da. Pe atunci așa nu să stați. Să nu vă facă. Nu este. Arisane, nu, să nu le faci toaletă. E decentă. Da. Să nu le faceți, mă, toaletă, cât decente, măi. Păi vă merita soarta, în loc să vă faceți condițiile. Mă ne ducem și a doua oară. E decentă. Păcat că nu avem miros la telefon. Să vă dea. Uite, domnule, e decentă. Are o gaură mare, de ți este frică să nu pici în ea. Dar n-are... A pus hârtie. Săraci oameni, ce pute te gazezi aici. Dragă profesionist, Tis, Aristan, ai grijă de oameni ăștia, uite, sunt tineri, sunt polițiști, creează-le condiții, nu că suntem în secolul 21, ei n-au condiții, n-au nimic. Dar omul n-a vrut să mai recunoască. Acolo, în holul unde am filmat eu, cetățeanul i-am pus echipament pe el și tot minte. Dar asta este. Nu, degeaba. Mă aflu în comuna Drăgănești, pe strada Șerban, Cantacuzino, și că aici e poliția, nici nu-ți dai seama dacă e poliție. Haideți să vă arăt, să vedeți, la postul de poliție, da? Un cetățean, cum găsește cetățeanul postul de poliție? Dacă, de exemplu, ceva, că sună, dar unde sună? Ia să vedem.
Aș crezi că suntem în... în junglă. Caută primarul. A... Mai sunt cetățeni pe aici. Deci, un cetățean a venit la polițist să depună o petiție care va fi transformată în plângere penală pentru că a fost amenințat de către niște angajați ai poliției, ai primăriei. Și polițistul ce zice? A, depui plângere. Da, păi ți-ai dat fug la valiză. Uitați câte mașini de poliție aici. Deci, mulți polițioți aici. Ce, nu se află poliția aici? Da. Se află? Da. Păi v-am întrebat, zic. Avem poliție, domnule. Avem poliție, poliție. Avem poliție, bună. Domnul Petre, cum pot să vorbesc eu cu dumneavoastră? Când aveți timp? Așteptați. Aștept. Acest polițist amenință cetățenii. Uitați-le cum stau mașinile. Cu gaze. Le-a băgat primarul gaze. Ia să vedem noi numerele de telefon. Deci, uite măi, milițica. 112, da? Ce nu suferă amânare, da? Și uite, dispeceratul, da? Deci dovadă că tu ești favorizat. Poliție, Petre Cătălin. Ia, Petre Cătălin, să-ți iau numărul. Ca altădată să nu mai ameniți. Să nu mai aduci cetățeanului starea asta de temere. Din punct de vedere al acestui birou, sunt pregătiți. Deci, au fost la dispoziție absolut tot. Unde vă electrode? Deci, agent șef de poliție Radu Gabriel, 755-100-693, ajutorul Mărășescu Ionuț 762-759-981. Ajutor șef de post Petre Cătălin. Ajutor șef de post 0731-389-880. Telfax Poliție Drăgănește 465-235. Se este 10 Valea Călugărească 235-612. Dispeceratul poliției, da? Dar au și fax, să specifice că au și fax. Și am venit să-mi dau și o fug la pălărie. Poliție. Uite, scrie cu ț aici, da? Poliție, da? Poliție, da? Ăștia când pun virgula, când n-o pun. Dar aici, pe mașină, poliție. Pe hainele lor, față, spate, poliție. Căutați în dicționarul limbii române și vedeți. Da? Deci scrie poliție, da? Nu poliție. Și pe laterale și pe toate astea. Da? Ok. Și arată o curte, o betonată, făcută de către primar de 30 de ani. Omul ăsta e de 30 de ani. Ah, haideți să vă arăt toaleta. Oamenii ăștia, nu numai că n-au condiții, nu numai că nimic, mă duc la toaletă la poliție. Deci, cum o funcționa clădirea asta aici? Au autorizație de funcționare? Oamenii ăștia sunt și ei, cetățeni, ca și noi, da? Nici o diferență nu este. Deci, ei sunt plătitori de taxe ca și noi, da? Au același drepturi. Ia uite. Uite ce ai investit tu, primare, da? Auzi să spui că poliția română trebuie să facă chestia asta, da? Uite, mă, vii aici și rezolvă problema, da? Ce, da, aici te gazezi, da? E, așa trăiesc oamenii aceștia, polițiști, da?
Da? Ce dacă sunt polițiști? Ei nu sunt oameni? Da? Bă, să nu spui că această clădire are spațiu sanitar interior, e discriminare. Deci oamenii ăștia trebuie să aibă și condiții ca orice angajat. Dacă e instituție publică. Uitați, nici nu știu despre ce este vorba. A pus toată hotărârea aia 585, da? Secrete de stat, standarde, da. Dar au zonă administrativă. Așteptăm pe domn Petrică. A, cum arată Petre polițaiul? Uite așa arată Petre polițaiul, uite așa arată. Ia să vedem noi. Da. Deci țin să felicit șeful de post de aici. Șeful de post este un om pregătit. Deci a făcut toate condițiile, da? Nu am ce să spun. Uite, are și PSI-ul, și sală de așteptare, și cule. Uite, au și cule. Și reviste, și pix, de toate. Da. Mai e cineva înăuntru? Da. A, o singura greșeală la ei, că nu știu să arboreze draperul sau să-l pună la drapelul României, deci invers, da? Deci punerea drapelului și arborarea să punem partea stângă. Există legea 75. Iar în rest, o condiție. Vezi, mă, arestane, că se poate, se poate, da? Da. Cum vă faceți voi aici? Am văzut ce toaletă are. Da? Și gaze am văzut că sunt băgate. Și taie lemne. A bine, dar la cioran să bași gaze, că ai văzut ce ai spus? Gaze, 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 gaze! Lasă că să ți-i prezint și pe aia, da? Să mai aduc încă o dată, mai insist. Domnul agent, lăsați-o și așa un pic. Domnul agent, de poliție. Păi nu intru acolo, haideți să mă îndrumați ca să scriu și o petiție aici. Domnule!